Dacă voi fi în curând absolvent al Facultății de Inginerie a Universității Vasile Alexandrei, aici din Bacău. Fac parte din grupa 741, împreună cu cei doi colegi ai mei. Proiectul meu se numește Studiul referitor la eficiența energiei eoliene în zona Pâncești-Bacău. Practic este ceva local. Proiectul meu este un proiect național, dar l-am dezvoltat în semestrul Erasmus, pe care l-am petrecut în Spania, în Castellón. Mai exact la una din universitățile partenere din cadrul acestui proiect. Referitor la proiectul pe care vă voi prezenta astăzi, acesta are ca obiectiv crearea unei instalații de producere a energiei regenerabile folosind turbinele eoliene. Acest sistem va alimenta o pensiune de aproximativ 10 camere și o pompă de apă utilizată pentru irigat. Consumul estimat ce trebuie asigurat de această instalație este de aproximativ 210 kWh pe zi. Urmează să alegem turbina Eolian. Pentru acest proiect am ales o turbină Aeolus. Aceasta este o turbină cu 3 pale, este o turbină cu o putere nominală de 30 de kW și cu un rotor având diametru de 12,5 metri. Referitor la producția de electricitate, anterior am prezentat orele de vânt pe an. Având turbina eoliană, din informațiile acesteia avem cantitatea de electricitate produsă de aceasta pentru fiecare valoare a vitezei vântului. Făcând calculele, se ajunge la o producție zilnică de 233 de kWh pe zi, iar anual la 85.200 de kWh. Pentru invertori, puterea necesară de la aceștia, conform formulei, este de 67,5 kW. Au fost folosiți invertori Sunny Island 1.0H, invertori de 6 kW. Mai exact au fost folosiți 12 invertori, ajungându-se la un total de 72 de kW. Pentru acumulatori, capacitatea acestora trebuie să fie de 17.600 Ah. Au fost folosiți acumulatorii Roll Solar 4000 de 6V. Mai exact, s-au folosit 30 de serii legate în paralel, iar pe fiecare serie câte 8 acumulatori conectați în serie. Astfel se ajunge la o capacitate totală de 18.000 Ah și la o tensiune a bancului de acumulatori de 48 V. Începem cu costurile instalației. Făcând un total al costurilor de achiziție pentru turbină, pentru invertori, baterii, generatori, dar și cheltuielile auxiliare, se ajunge la un cost total de aproape 200.000 de euro. Voi continua cu o comparație între costurile operării generatorului când acesta este conectat la sistemul cu turbina eoliană. Această situație o voi compara cu situația în care întreg necesarul de electricitate va fi asigurat de generator. În prima situație, generatorul trebuie să susțină o producție de 7700 de kWh pe an. Conform calculelor prezentate în partea dreaptă a slide-ului, costul energiei este de 0,31 euro pe kWh. Asta ar însemna un cost total al combustibilului pe durata unui an de aproape 2400 de euro. La acest cost al combustibilului se va adăuga și costurile de operare și întreținere, care sunt undeva la 0,7% din totalul investiției. Se ajunge astfel la un total de 3782 de euro pe an. În cazul în care operăm generatorul independent, acesta trebuie să susțină o producție de 85.200 de kWh pe an. Înmulțim cu aceeași valoare calculată anterior pentru prețul energiei, se ajunge la un cost anual de 26.431 de euro.
continuare voi prezenta indicatorul ban, valoarea actualizată netă,